Vom citi în partea a doua textul din Evanghelia după Luca, capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea. Și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Mă gândeam în timp ce stăteam jos pe bancă, atunci când Domnul Iisus vestea Evanghelia, ce stare de inimă avea?
Era vesel? Era trist? Le vorbea oamenilor cuvinte care să treacă pe lângă el? Urmărea să se pună în evidență pe el? Să-i cunoască oamenii elocvența? Firul logic al expunerii? Cuvintele frumoase? Sau îi păsa cu adevărat de cei cărora le vorbea? Vă mărturisesc că sufletul meu este mâhnit și trist. Și pentru aceia dintre dumneavoastră care încă n-ați făcut o alegere de a crede pentru a fi mântuiți, este o durere. Și dacă eu ca om pot să simt așa, închipuiți-vă ce simte el. Dacă noi suntem în stare să ne apreciem între noi pentru ceea ce vedem unii la ceilalți, pentru ceea ce de regulă nu avem noi și au alții, vreau să vă spun un singur lucru. Că toate acestea le avem de la El. Și că nimeni de pe pământul acesta nu ne apreciază și nu ne iubește așa cum o face El. El n-a fost un evanghelist. El n-a fost un predicator. El n-a fost un pastor. Cu ceea ce sunteți obișnuiți când intrați într-un astfel de loc. El a fost un căutător de comori. Și ca nimeni altul, nu ne apreciază pe fiecare decât ca pe o comoară, pentru că suntem creați de El. Dacă se întâmplă în viața noastră lucruri rele, care vin dinspre alții, dacă suntem în măsură să facem răul, să provocăm suferință în jurul nostru, să știți că acestea nu vin de la El. Este un altul care urmărește, care niciodată nu se lasă până când nu va pierde un suflet. Și dacă astăzi ești prezent în locul acesta, fii conștient că pentru sufletul tău se dă o luptă. Unul, să te câștige pentru el ca să fii pierdut, și altul, care să te convingă că ai nevoie de el pentru ca să fii salvat. Și când spun lucrurile acestea, le spun din propria mea experiență. Un om care am fost capabil să fac mult rău. Un om pe urmele căruia cel rău a stat aproape. Un om care am produs multe suferințe în jurul meu. Până într-o zi. Când am pătruns pentru prima dată în locul acesta. Și Dumnezeu mi-a vorbit mie personal. N-aveam habar de pocăință. N-aveam habar de Dumnezeu. Nu-mi spusese nimeni ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Așa cum de multe ori căutăm noi să-i convingem pe oameni. Nu ăsta e rolul nostru. Altcineva convinge. Dacă ai primit mântuirea Domnului pentru că te-ai întâlnit cu El, este suficient să o arăți. Și atunci când ai prilejul, să o mărturisești. Și Duhul lui Dumnezeu va convinge. Așa cum Duhul lui Dumnezeu lucrează acum în adunare și îți spune ție care stai acolo jos, dacă ești sau nu ești păcătos. Dacă natura aia veche, care este a ta,
te împinge în continuare la păcat. S-a vorbit despre pocăință și am citit aceste pilde care vorbesc și ele despre pocăință. În prima pildă, Domnul Iisus le vorbește acelora care îi judecau pe alții dintr-o pătură socială mai de jos decât ei și de o moralitate mai de condamnat decât a lor. Și ni se spune aici că aceștia se apropiau de Iisus, iar ceilalți, oamenii religioși, oamenii cu pretenții, cârteau. Au trecut aproape 2000 de ani de atunci. Și vreau să vă spun, din ceea ce eu am văzut, că lucrurile nu s-au schimbat deloc. Tot oamenii de jos, tot ăia care sunt arătați cu degetul, tot ăia care se văd păcătoși vin la Iisus, iar oamenii religioși, același lucru, cârtesc și judecă. N-ai cum să primești mântuirea până când nu treci în categoria cealaltă, a vameșilor, a păcătoșilor. Cred că dacă în locul meu acum ar fi El, lucrurile nu s-ar schimba cu nimic. Aici, în adunare, tot aceste două categorii de oameni ar fi. Unii care îl caută sincer, pentru că vor o schimbare în viața lor, pentru că n-au liniște în suflet, pentru că ceea ce au primit până acum nu le-a adus pace, n-au în lăuntrul lor ceva din Dumnezeu care să-i liniștească. Și alții care sunt plini de cunoștință se așează deasupra celorlalți și judecă. Atunci când lucrurile te privesc pe tine personal și nu mai sunt doar teorie, atunci începe să lucreze în inimă cuvântul și Duhul și îți dai seama ce este cu adevărat pocăință. Vă rog să vă puneți în situația primei pilde. Aveți 100 de oi și ați munci pentru ele și zilnic vă îngrijiți de ele. În vremea aceea era o avere să ai 100 de oi. Trăiau din asta oamenii. Și într-o zi constați că una din ele nu mai este. Care dintre noi ar fi atât de neghiob să zică, mai am 99, nicio problemă. Poate vreți mai multă greutate. Puneți-vă copiii, cei care sunteți părinți, în locul oilor. Și vedeți dacă unul dintre ei s-ar pierde, să nu mai știți nimic de el. Ați sta nepăsători? Și oamenii au înțeles. Când mă privește pe mine personal, sunt gata să fac ceva. Un exemplu din viața obișnuită. Și a venit cu un al doilea exemplu. Cu acea femeie care a pierdut unul dintre cei 10 galbeni, moneda care o aveau ei la vremea respectivă și care era de preț. Munca lor o cuantificau în aceste monezi, în bani, și puteau să-l păstreze și avea valoare peste timp. Puteau să cumpere. Și într-o zi constată această femeie că pierde și ea
un ban. Și când ia notă de lucrul acesta, nu stă indiferentă și zice, am pierdut un ban care reprezintă munca mea, munca soțului meu, este o avuție pentru familia noastră, ce bine că l-am pierdut, nici vorbă. Toată casa o întoarce pe dos, pentru că banul acela are valoare pentru ea și familia ei și reprezintă poate pâinea pentru multe zile. Și acum Domnul Iisus vine și spune, voi ca oameni puneți preț pe lucruri materiale și când le pierdeți, vă doare. Iar când le regăsiți, după eforturile dumneavoastră de a le căuta, vă bucurați. La fel stau lucrurile pentru Dumnezeu. Și acum vine a treia pildă care ne zugrăvește cum lucrează Dumnezeu cu fiecare ca să-l aducă la pocăință. Relația tată-fiu. Ce poate fi mai profundă, mai profund pe lumea aceasta în sfera relațiilor decât relația părinte-copil? Ce poate să te lege mai mult pe lumea aceasta decât copilul tău? Rodul dragostei. Poate că unii ar zice, domne, am și oi, am și bani, supor paguba. Dar n-ai să zici niciodată despre copilul tău așa. Și asta este inima lui Dumnezeu de tată. Pentru fiecare dintre noi, cei prezenți, care suntem exemplificați în pilda aceasta prin tânărul acela care la vârsta probabil majoratului a venit cu multă cutezanță în fața tatălui său, cerându-și partea de avere care ar fi trebuit să o primească după moartea tatălui său. O ofensă adusă tatălui cât era încă în viață. Gândiți-vă ce durere sfâșietoare în inima acestui părinte când copilul lui, propriul lui copil, prin ceea ce i-a cerut, i-a arătat că de fapt nu-i păsa de tatălui. Și-a dorit independența și să plece departe. Ăștia suntem fiecare dintre noi. N-avem nevoie de Dumnezeu. Avem din ale lui Dumnezeu, începând cu sănătatea, cu integritatea corporală, cu o minte sănătoasă și ageră, mulți dintre noi, cu un loc de muncă bun, posibilitatea de a ne câștiga pâinea pentru noi și familii, toate acestea le avem din El. Nu ne-am ales niciunul familia în care să ne naștem. Și unii suntem mai deosebiți decât alții și avem mai mult și ne ridicăm deasupra celorlalți care au mai puțin sau n-au aceeași condiție socială ca și noi și suntem precum fariseii care priveau cu dispreț spre vame și păcătoși. Pornim în viață pe un drum în care ne îndepărtăm de Dumnezeu și de regulă începe din tinerețe, cea mai periculoasă vârstă prin care am trecut toți de aici, sau majoritatea, este adolescența. Perioada aceea în care începi să te cunoști pe tine însuți, sunt schimbări în tine și nu știi de unde vin. Începi să-ți vezi temperamentul cu care te-ai născut. Începi să crezi că ești deasupra celorlalți, că le știi pe toate. Cauți răspunsuri și nu găsești. Probabil că acest tânăr trecuse de perioada adolescenței. Și după ce tatăl i-a dat partea ce i se cuvenea, a plecat. Într-un loc îndepărtat și a început să cheltuie. Și atunci când acel ceva pe care îl ai nu e câștigat cu sudoarea frunții și nu ți-l ai, îl cheltui repede. Mai ales atunci când ai pe lângă tine prieteni care să te ajute. Și cine are,
își face repede prieteni. Întotdeauna se vor găsi astfel de oameni care să fie aproape de tine atunci când ai și pentru ei. Și vei câștiga bunăvoința multora în felul acesta. Numai că dacă nu pui de acolo de unde iei, sacul nu este fără fund și într-o zi se va termina. Acesta este principiul care funcționează în viața fiecăruia dintre noi în ce privește ajungerea la pocăință, cu fiecare zi în care ne îndepărtăm de Dumnezeu și experimentăm păcatul, punctele noastre de sprijin se îndepărtează și mergem spre un faliment. Păcatul degradează ființa umană, atât în aspectul exterior, în trup, dar mai ales în lăuntrul, în suflet. Păcatul este ceea ce ne desparte pe fiecare de noi de Dumnezeu. Păcatul este singura problemă pe care noi ca oameni nu o putem rezolva înaintea lui Dumnezeu. Păcatul a fost motivația venirii Fiului lui Dumnezeu între noi. Păcatul este ceea ce vrea Dumnezeu să ne arate fiecăruia și să ne convingă că este ceva mai puternic decât noi. În fața păcatului, niciunul dintre noi nu poate să biruie. Pentru că păcatul nu este ceva ce vine din afară ca să mă lovească. Este ceva cu care m-am născut și v-ați născut fiecare dintre dumneavoastră. Păcatul locuiește în noi și crește odată cu noi. Cu cât înaintăm în vârstă și experimentăm, forța lăuntrică a păcatului este mai puternică în fiecare dintre noi. Și majoritatea nu suntem conștienți de lucrul acesta. E nevoie să treacă timp, așa cum a trecut și în viața acestui tânăr. A trebuit să se termine banii, a trebuit să îl părăsească prietenii și să guste dezamăgirea. A trebuit să înceapă să se gândească la ce avea când era în casa tatălui său. A trebuit să gândească că trebuie să mănânce, să-și câștige existența. Și a văzut că lucrurile acestea erau mai puternice decât el. Știți? Știți, fiecare, aveți propria experiență. Vin peste noi de multe ori lucrurile, împrejurările, fără să le căutăm. Sunt presiuni care se exercită asupra noastră. Să pierzi pe cineva, poate, din familie. Să rămâi fără un loc de muncă. Să te lovească o boală. Astea nu sunt lucruri pe care să zici că ai alternativa să le alegi. Nu, vin și nu te întreabă. Așa au venit și peste el. Și cazi în patima băuturii și te desparți de soție și copiii îți pleacă și ajungi să constați că ești un nimeni și că nimeni nu mai pune preț pe tine. Este drumul pe care au trecut unii. Te lovește păcatul când nu te aștepți. Și știți ce este păcatul? Este brațul celui rău care înăuntru și care trage continuu de fiecare dintre noi până în ziua când vom pleca de pe pământ. Și în ziua aceea, știți ce va face? Își ia mâna de pe noi. Și dacă ai plecat în veșnicie fără să fi făcut ce s-a spus în pildele acestea și ce s-a citit mai devreme, din ziua aceea ești al lui pe veci.
și de acolo nimeni nu se va mai întoarce. Și în locul acela vor ajunge toți oamenii să se pocăiască fără putința de a mai fi mântuiți. Pocăința este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi ca să facem aici, pe pământ. Este acea durere pe care numai El o poate aprecia în lăuntrul fiecăruia din pricina păcatului și din pricina alegerii Fiului lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Doar o clipită, dacă Dumnezeu ne-ar da capacitatea să vedem ce este în jurul nostru, ne-am îngrozi. Să vedeți lupta demonilor pentru sufletele celor care nu v-ați hotărât pentru el și care vin și șoptesc poate la ureche, copilării. Ce spune omul acolo? Povești. Și dacă gândești în felul acesta, înseamnă că n-ai ajuns încă în starea în care a ajuns tânărul. Dacă încă nu ești dezgustat de tine și de propria-ți viață, de alegerile care le-ai făcut până acum, dacă păcatul nu te apasă în conștiință, ca să-ți fie scârbă de tine și să zici, Doamne, cine mă mai poate scoate din starea aceasta? Încă nu ești pierdut. Domnul Iisus a venit să caute și să-i mântuiască pe cei pierduți. Spuneam și într-o altă ocazie despre imaginea acelui om care se găsește într-un lac adânc și el nu știe să înoate. Când apa este mică și ajungi cu picioarele la fund, nu e nicio problemă nici pentru cel care nu știe să înoate. Dar când n-ai punctul de sprijin sub tine și începi să te scufunzi și apa ți ajunge la gură și la nas și nu mai poți respira, acolo nu mai este timp să-ți faci socotelile așa cum vrei tu. Acolo va fi un strigăt puternic, ajutor! Și asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Strigați! Strigați la Domnul ca să vă scape. Nu poate face nimeni în locul lui. Nu ți este de niciun folos dacă faci o alegere doar ca să fii văzut de alții. Sau dacă ți-ai făcut socotelile că vrei să fii parte dintr-o comunitate creștină și să aparții o anumite biserici. De niciun folos nu ți este. Dacă în inima ta nu lucrează Dumnezeu, pentru că a văzut acolo durere sinceră, pentru că a văzut acolo strigătul de ajutor, nu ți este de niciun folos. Și așa cum spunea Apostolul Pavel, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru lucrurile acestea, suntem cei mai nenorociți dintre oameni și să ne ferească Dumnezeu să fie vreunul printre noi, care să-și fi făcut socotelile în felul acesta, pentru lucrurile de pe pământ. Să lucreze Duhul lui Dumnezeu groază în sufletul nostru. Să ne fie groază de starea în care am ajuns. Măcar o clipită, dacă ar putea Dumnezeu să ne reveleze flăcările iadului și chinurile acelea groaznice, de care vor avea parte oamenii care aici pe pământ au respins chemarea la mântuire. Nu vă jucați. Poți să vii aici de multă vreme, să ai mintea plină de cunoștință din cuvânt și inima să-ți fie goală, rece și fără mântuitor. La ce-ți folosește? Hai să pleci într-o zi și inima îți va fi dată pe față. Ce ai avut în ea? M-am gândit de multe ori și am discutat cu oameni credincioși despre imaginea aceea pe care o arată Domnul Iisus în
Evanghelia după Matei, la capitolul 7, sfârșitul predicii de pe munte. Despre niște oameni care pe pământ au fost apreciați de seminilor. Au fost cunoscuți pentru minunile care spuneau că le fac în numele Domnului. Au fost cunoscuți pentru faptul că au vestit numele Domnului. Și probabil că nimeni nu s-a îndoit de oamenii aceia că ar fi fost sau nu oameni ai lui Dumnezeu. Nimeni. Și totuși a venit ziua socotelilor cu Domnul. Este în viitor ceea ce Domnul spune acolo. Dar este ceva pentru prezent. Ca nu cumva vreunul dintre noi să se amăgească ca și oamenii aceia. Să ajungi în ziua când vei da ochii cu el și cu aceeași natură păcătoasă și lucruri care te-au pus în valoare aici pe pământ înaintea oamenilor, să te înfățișezi înaintea Domnului și să-i spui: eu am vorbit în numele tău, eu am făcut minuni în numele tău, eu am scos draci în numele tău. Și dintr-o dată să-ți fugă punctul de sprijin de sub picioare, pentru că Domnul îți va spune: niciodată nu te-am cunoscut. Oare ar fi aceste cuvinte pentru vreunul dintre noi? Ce ai în inimă? Doar tu știi. Și mai știe cineva. Cel ce cunoaște inimile. Și singurul care le poate curăți. Apostolul Petru năvalnicul Petru, liderul Petru dintre apostoli, într-o zi a fost chemat să facă ceva ce n-a mai făcut. I-a cerut Dumnezeu să se ducă și să vestească Evanghelia mântuirii lui Dumnezeu oamenilor din alte popoare. Niciunul dintre noi nu suntem evrei. N-am crescut cu prejudecățile lor și în legea lor. Și nu știm ce înseamnă lucrul care i-a fost cerut atunci. Dar a fost ceva la care niciodată nu s-a gândit și măcar să-și poată imagina că ar putea să-i ceară Dumnezeu așa ceva. Dacă vreți o forțare care să ne ajute să înțelegem, să ne ceară Dumnezeu să mergem și să-i vestim Evanghelia criminalului copilului nostru. Pentru că omul ăla nu poate fi mântuit decât dacă tu, ca părinte, te duci și spui despre Domnul ăluia care ți-a omorât copilul. Probabil ceva de genul acesta a fost pentru apostolul Petru. Și în revelația care a primit-o, l-a înfruntat pe Dumnezeu. Eu? Niciodată. Când Dumnezeu lucrează și convinge pe cineva, pune în mișcare cele mai profunde și puternice energii lăuntrice. Ce-am curățit eu, tu, să nu numesc purcat. Ce poate face Dumnezeu în inima noastră este ceva ce noi nu putem gândi și nici nu putem face. Și atunci când a mărturisit peste ani despre lucrul acesta, n-a făcut decât să relateze experiența pe care el a trăit-o. A ascultat de ce a zis Dumnezeu, l-a mărturisit pe Domnul Iisus și a putut să constate că ce a lucrat Dumnezeu în viața lui s-a petrecut cu oamenii aceia cărora el le-a vorbit. Dumnezeu, care cunoaște inimile, spunea el mai târziu, când a fost o problemă în biserică, le-a curățit inimile și le-a dat darul Duhului Sfânt ca și nouă. Vreau să vă spun că în privința mântuirii și a ceea ce Dumnezeu poate să lucreze în inimile noastre, n-avem niciunul dintre noi amestec. Și nu este partea vreunuia dintre noi. Nu trebuie decât să ascultăm și să ducem mântuirea și la alții. Iar Dumnezeu este acela care lucrează pe baza acelei mărturii curate
plăcute înaintea lui și a puterii care o dă el cuvântului prin cei care trăiesc în ascultare de el. Oamenii aceia au fost convinși pentru că au așteptat acel mesaj ca venind de la Dumnezeu. Și atunci când Evanghelia se vestește în împrejurări ca acestea, sau poate atunci când cineva ți-o transmite într-o discuție personală, primește acele cuvinte ca venind de la Dumnezeu, pentru că sunt pentru tine. În urmă cu 21 de ani, eram și eu undeva aici în adunare și vorbea altcineva aici. Și în viața mea era întuneric spiritual. Și în viața mea era mult păcat și era multă durere și chin lăuntric. Și nu știam ce să caut. Căutam, dar nu știam. Și a fost ziua când Domnul m-a chemat: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și aveam nevoie de această odihnă. Și ai și dumneata nevoie, pentru că păcatul îți împovărează sufletul. Și n-ai pace, n-ai liniște decât atunci când în sufletul tău golul este umplut de Dumnezeu. Spunea fratele mai devreme că intri într-un proces. Și am intrat într-un proces. Și ați intrat într-un proces de sfințire și transformare a caracterului. Ceea ce probează în exterior ca experiență dumnezeiască în interior este transformarea caracterului. Și acolo unde nu se vede în exterior o transformare a caracterului, este un mare semn de întrebare dacă în lăuntru a avut loc transformarea lui Dumnezeu. Poți să spui multe, dar ce arăți, aia ești. Este vremea ca aceia dintre cei prezenți, peste care au trecut ani de când veniți aici, fără să fi luat o hotărâre înaintea lui Dumnezeu, să fiți conștienți de pericolul în care vă găsiți. N-avem niciunul dintre noi puterea asupra vieții noastre, decât dacă ne ducem de aici și ne aruncăm în fața trenului sau a tramvaiului sau... Și avem libertatea aceasta oricare dintre noi. Dar un astfel de om se va duce acolo unde a ales. Viața este un dar de la Dumnezeu. Atât cea pământească care o avem și toți cei prezenți, cât și viața veșnică care vine atunci când ți-ai deschis sufletul pentru Domnul. Pentru că El este viața veșnică. Cine să verifice inima? Cel care vă vorbește? N-am această capacitate. Mama sau tata? Nici ei. Poate președintele țării, pentru că are cea mai înaltă funcție din stat? Este la fel ca noi. Și el are nevoie să facă această alegere pentru a fi mântuit. Există vreun om? Scriptura zice că nu. Nu. Acces la inimă nu are niciun om. La inima mea, la inima dumneavoastră, suntem singurii care avem acces. Și doar eu, fără să fiu constrâns de cineva dintre dumneavoastră, pot să-i spun Domnului: vino, Doamne, și în inima mea. Mă încred în Tine, Doamne, pentru că n-am pe nimeni altul. Și Tu ai murit pentru mine, ca să fiu mântuit. Dacă noi am fi conștienți de puterea cuvintelor pe care El le-a rostit pe cruce: Tată, acest Tată care este arătat în pildă, iartă-i, căci nu știu ce fac. Să știm noi că acele cuvinte au fost rostite pentru mine. Și fiecare în dreptul lui să spună: pentru mine. Am trece repede din tabăra cărturarilor și fariseilor în tabăra
păcătoșilor, despre care se arată în aceste pilde că s-au pocăit și că lucrul acesta a adus bucurie nu doar pentru ei, ci și pentru cer. Un singur suflet, spune Scriptura, dacă se pocăiește în cer, este veselie. Și așa cum stăm aici prezenți, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și înainte ni se pune fiecăruia alegerea aceasta de a fi sinceri cu Dumnezeu, de a recunoaște păcatul în lăuntrul nostru, de a accepta că Fiul Său a murit pentru noi ca să ne salveze de această fire, natură păcătoasă cu care ne-am născut, ca să ne dea posibilitatea de a merge în împărăția lui Dumnezeu. Este ceva ce te privește personal. Eu am făcut această alegere. Am ajuns la porcii din pildă, știți unde? Aici, în locul acesta. Aici, în locul acesta. Aici unde stați dumneavoastră acum. Vorbesc spiritual acum. Aici mi-am recunoscut falimentul și așteptam ceva și nu puteam primi de la oameni. Și am plecat acasă și pentru prima dată în viața mea m-am rugat cu propriile cuvinte. Sătul de viața de până atunci. Și n-aveam decât 26 de ani. Poate că ai 30, 40, 50, poate că ai 70 de ani și încă n-ai făcut lucrul acesta. E un har de la Dumnezeu că ți-a mai dat o șansă. Și în lăuntru dumitale poți să spui, păi dacă a fost mântuire pentru tâlharul acela despre care am auzit, dacă a fost mântuire pentru tânărul acesta, Scriptura spune că în felul acesta oamenii pot pierde mântuirea când stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Nu da peste mână lui Dumnezeu când te cheamă. Coboară în lăuntrul tău, smerește-te. Nu-i nevoie să știe alții viața de păcat care ai trăit-o. Raportează-te la cel care ți-o cunoaște cu adevărat și este singurul care pune preț pe tine. Și așteaptă ca tu să te hotărăști pentru el. Vreau să vă întreb un lucru și răspunsul să vi-l dați singuri. Ce am eu de pierdut sau ce am eu de câștigat dacă dumneavoastră acum vă pocăiți? Dacă dumneavoastră acum vă predați sufletul Domnului? Haideți să schimbăm un pic întrebarea. Ce aveți dumneavoastră de pierdut sau ce aveți dumneavoastră de câștigat dacă acum vă pocăiți și vă puneți încrederea în Domnul Iisus ca să fiți mântuiți? Închid Scriptura, mă duc în bancă și las pe Domnul să vadă ce ați ales în inimă.